Evrește așa am întrebat prin cap, dar de ce sunt eu astăzi aici? Eu mereu așa am întrebat. Și cum am ajuns să fiu astăzi aici? Am zâmbit la un moment dat, Anastasia s-a uitat prezent că zâmbesc la vreo replica ei, dar eu am zâmbit fiindcă mi-am zis ce de fapt au mai spus și alții. Probabil că prea în serios iau de multe ori viață și pe mine și pe cei din jur. Crezând cât de importantă este prezența mea acolo unde sunt și ceea ce fac. De ce totuși sunt astăzi și cum am ajuns să vorbesc foarte succint despre un subiect la care eu țin și face parte din meniul meu existențial. Eu chiar cred în el, eu chiar consum, eu chiar mult timp, știți că o rețetă, am încercat-o și într-un fel și altul. Dar nu m-am putut să-mi permit să încerc să-l pun în discuție, fiindcă deja aveam o vârstă. Deja ceea ce eram, datoram nu doar unor părinți, unei mame care, cred că, dacă se știa la țară mai mult, într-adevăr, făcea parte și ea din avangarda aceasta feministă, că de la ea am preluat. Și știți ce am preluat? În aparență să pară că sunt totuși o persoană mai tăcută, mai echilibrată, deși sunt sociabilă, dar în esență eu sunt un om conformistă. Mi-a adus foarte multe castane felul ăsta de a fi. De ce? Fiindcă abia în timp, lecturând, am putut să formulez. Nu puteam mult timp să-mi formulez de ce sunt așa cum sunt. Și aveam ca și mulți și multe dintre dumneavoastră și multe dificultăți. Astăzi aș formula așa. Deci, de la vârstă precoce, da, digeram și eu tot ce mi se spunea. Rețineam că cunoașterea a fost făcută de bărbați. Așa? Noi femeile mai mult o consumăm și mai puțin am produs cunoaștere. Noi am produs forță de muncă. Și vedeți că nu se făcea pune de legătură dintre forța de muncă, nașterea unei vieți și viața celei care pe urmă producea cunoaștere. Fie că era bărbat, fie că era femeie și prin profilul sui generis i s-a rezervat un loc sau altul în istorie. Am ajuns la acest subiect trecând prin niște experiențe. N-am să le listez pe toate, într-adevăr, unele sunt hăioase, altele mă reprezintă. De mică auzeam problema nașterilor și groaza cu replica nu striga ca o vită. Nici nu vreau să spun cuvântul ăsta. Fiindcă animalul respectiv care este invocat, după mine, nici nu merită să fie etichetat în acest context. Și deși eu nu am născut, eu mi-am impus, deși mi-e face rău la când văd sânge, scenic era televizor, eu am asistat la două nașteri. Și m-am uitat la proces, la placendă. Am leșinat după prima naștere, la vreo 3 ore povestind cuiva. Dar am rezistat, fiindcă mi s-a spus, ai grijă că te scoatem din sală. Ok. Anul 2004. Eu deja eram în politică și cum am ajuns, domnul Azon Antoi, după ce a simțit, mă rog, cum zice el, un pic de nebunie, așa, exact cum a văzut atunci când citeam romanul despre experiența unui narcoman, el crezând că eu sunt fată cu minte, educată, și eu citeam romanul lui Alexandru Vaculovski, Pizdeț. La o ședință de partid, pe sub masă. Și el zice, Doamne ferește, și tu? Zic și eu, fiindcă eu predau literatură. Eu predau intertextualitate. Eu trebuie să cunosc tot procesul. Și dincolo de cuvintele licențioase, acest roman pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg un fenomen, să înțeleg niște oameni care noi nu-i putem alege. Ei sunt sau pot să vină în viața noastră, în calitate de oricine, vecini sau proprii copii sau oameni foarte apropiați. Și nu zadar am pomenit anul 2000 și ceva, habar nu aveam de homofobie. Habar nu aveam de multe subiecte pe care astăzi le stăpânesc. Un coleg de partid era administratorul la o instituție unde vinerea comunitatea lesbienilor și gheilor se
se adunau și el, șoptind la ureche, îmi spune de lucrul ăsta. Ori eu eram deja la vârsta când, până îmi face o părere, mai cu seamă despre o persoană, preferam să mă documentez, să mă informez un pic mai mult, fiindcă este foarte ușor să pui eticheta, să pui stigmatul. Dar mâine s-ar putea tu să porți un stigmat și nimeni nici să nu facă efortul să te cunoască. Și dacă nu ai puterea, dar nu trebuie să demonstrezi, nu ai puterea să mergi înainte, citezi. Și așa am ajuns eu atunci, în acel club, am stat vreo 10 minute după o perdea transparentă, fiindcă eu veneam cu clișee, o sumedenie, dar eram ca și subiect tabu, pe secret așa am ajuns, știți? După care am ieșit între ei, am dansat, i-am studiat și am zis, Doamne, păi, ei sunt exact ca noi, bine, am recunoscut niște jurnaliști, am adăugat niște bărbați foarte frumoși, am văzut niște femei foarte deștepte, foarte inteligente. Și de atunci, eu nu aveam nicio problemă. De atunci, nu am mai putut permite nici altora, bine, până acolo, până mâine, e cazul meu să demonstrez, să pedaleze, mă rog, pe niște afirmații prin care ne divizează, ne scindează. La subiectul acesta am ajuns grație Mihaelei Miroiu. Eu sunt o fericită că am multe și mulți dintre dumneavoastră, că pe mine m-am modelat de-a lungul timpului, chiar am o galerie de nume. Și am să le pomeni și le voi pomeni că lor le datorez. Este și Eliza Botezatu, este și Nicolae Mătcaș, este și Tatiana Cartaleanu. În partea la Prut, când mi-am făcut doctoratul, iarăși am o galerie întreagă care m-a ajutat să vin spre identitatea mea etnică. Ordoana Miroiu a fost cea care m-a ajutat să înțeleg, am eu conștiință de gen, ce cultură de gen am eu, să-mi zic că la un moment dat aștept să îți citesc cărțile tale și asta a fost imboldul ca să mă aplec cu acribie asupra studiilor de gen. Și acolo se descoperă și acest subiect care mie mi era foarte apropiat, având o calificare totuși în filologie. Danielii Terzii datorez faptul că m-a provocat în 2003 să fac prima analiză a mass media din perspectiva de gen. Atunci am văzut dezechilibrele și mai mult și din 2003 sunt 15 ani și în sfârșit anul acesta va apărea lucrarea. Da, nu aveam nici eu suficientă voce și suficientă lume în jur care să mă sprijine decât doamna Cartaleanu, care prima mi-a zis, Lorita, tu ai făcut filologie, gramatica limbii române permite. Ea nu mi-a vorbit atunci de sufixele emoționale de care am să vă pomenesc, noi nu le spuneam așa, perioada 87-92. Dar prin sufixare se formează nume de profesii și funcții, agricultor, agricultoare, mungător, mungătoare. Ei, la ministră nu ajunsesem atunci. Și la pozițiile de top care presupun decizia, care presupun viziunea, care presupun hotărârea și schimbarea vieții în mai bine. Da? Acum, nu zadar, o spun și eu un pic ironic, sardonic și haustic. Dânsa m-a încurajat din start Daniela Terzii, Catinka Margarovici, lucru pe care îl reprezint astăzi în calitate de președinte, deja poziția mea îmi permite, fiindcă o perioadă nu mi-a permis, dar m-am solidarizat și cu ei și cu alte ONG-uri din domenii. De ce? Fiindcă, așa cum am un slide un pic mai încolo, întotdeauna am pornit de la înțelegerea problemei. Unitatea, vedeți, nu se produce, pomenea și Anastasia, pomenea și doamna Andronache. Unitatea, coeziunea, este pe o idee, pe o cauză. De multe ori, în fuga asta efemera noastră, noi nu ne dăm șansa să ne oprim, să înțelegem. Deodată punem concluzii și zicem da, nu, alb, negru, m-am dus mai departe, că există lucruri mai importante. Dar eu voi repeta și îmi pare rău pentru femeile care uită că noi, astăzi, suntem aici, discutăm, ne mândrim de soțiile noastre, ne mândrim de fetele noastre, că sunt unde sunt, dar asta se datorează grație unor femei idealiste care au crezut
poate mai puțin la început, dar s-au solidarizat, au insistat și noi astăzi nu doar votăm, dar putem și să fim votate. Vorbim de universități foarte mari, da, cu 500 de ani în spate, când am avut accesul acolo și când nu zadar am pomenit de cunoaștere, când nouă ni se spune că cunoașterea este produsă mai mult de bărbați și se începe fizica, chimia, matematică, filozofie. Răspunsul pentru mine întotdeauna pe care îl dau este foarte echilibrat și simplu. Când am avut acces și cum am ars noi cât de repede niște etape, fără a face din asta multă dramă. Dar ne-am solidarizat cu toate riscurile pe care le-am asumat conștient sau mai puțin conștient. Ei, femei provocări, solidarizare, mi-am zis eu și încep să listez. Eu nu voi expune subiectul, fiindcă urmează și sunteți invitatele și invitații mei atunci când Young Woman, Program Națiunile Unite, care a sprijinit această lucrare, limbajul non-sexist, repere teoretice și practice aplicative, o vom lansa. Eu doar voi face trimitere de ce am insistat. Am trecut și eu prin stări, credeți-mă, foarte deranjante atunci când alți doctori sau doctori în știință, în filologie, mă apostrofau și apostrofându-mă, vă dați seama că asta se proiecta asupra galeriei de nume mari. Eu, pe lângă ei, mai am vorba aia de muncit. Dar am știut că am dreptate, de aceea nu a fost dubiu. A fost hotărâre în 2009, când m-am numit viceministru, eu am insistat și tăblița care a fost pusă a fost viceministră. Comentarii, anecdote, nu mă interesau. Eu știam că este norma limbii române. Când clasificator nu există, făceam mici concesii, când știam că un document mie îmi trebuie să se ducă sus. Acceptam și semnam cu viceministru. Am ajuns să-i conving pe foarte mulți colegi din guvern. Domnul Popov mi-a zis și acum, trimitea o scrisoare, semna așa cu tăia și scria „ă”. Deci, fiindcă el tot înțelesese, dar rămâneam încorsetați de clasificatorul ocupațiilor. Documentul fundamental la care face referință toată lumea și de aia nu mă supăram pe ei. Mă supăram doar cum vă supărați și dumneavoastră, că nu polemizează cu tine pe idee, dar te atacă, te etichetează, îți pune la îndoială pregătirea. Bun. Am vrut să cadă și guvernul și să cad și eu iarăși în mediul academic și să revin la lucrarea pe care am scris-o cu drag împreună cu... am luat totuși... Aici am făcut și eu strategic, așa cum trebuie să facem. M-am solidarizat cu un nume de referință, doamna Gherasim, cunoscută lingvistă și lexicologă, și cu Marian Butuc, de asemenea lexicolog și lingvist, și că ești Ministerul Apărării, un minister care, știți că a fost mult timp așa un ghetop pe care noi l-am tot asediat ca și Academie de Poliție. Și a trebuit să demonstrăm că putem să ajungem și să avem aceeași rezistență și performanță fizică la fel de bună ca și bărbați. Ei, de ce am insistat, deși cel mai dureros mi-a fost când din imediata apropiere, pe lângă comunitatea academică, foarte rezistentă, foarte, știți, eu încerc acum să fiu așa delicată, de aia mai fac pauze, zicea, da, ai dreptate, dar totodată, acest mesaj nu doreau să vă îmbrățișeze și să recunoască că limbajul este putere. Limbajul nu doar definește, el clasifică. El clasifică. Dar el, noi prin limbaj și evaluăm și trei, noi prin limbaj excludem, marginalizăm sau în genere facem invizibil prin ceva. Că eu dacă ziceam acum, bună seara, dragi participanți, eu automat excludeam participantele. Ok. Deci, am insistat și atunci când în codul educației, în toate strategiile, am zis că trebuie să avem limbaj, trebuie să avem cote. Nu s-a putut că clasificatorul nu ne permite. M-a durut că am convins-o și pe Gabriela Savu, un nume de referință. Și am zis, ai dreptate. În comunitățile sportive la nivel internațional deja se pune problema cotelor în federațiile sportive masculinizate.
și în prezența mea alte două colegi ministre, foste președinte de organizații de femei, refuză acest apelativ, zicând, nu, noi preferăm să fim ministru. Ca și colegii de ale mele filologi, care erau viceministru și ziceau, da, eu știu că este corect, dar totuși îmi pare că sună mai grav. Ei, eu am zis, e colega mea și am zis, măi, dar mă bucur că recunoști. Viceministru și viceministră. Așa? Vedeți? Așa, percepția fonică este un pic diferită. Am rămas contrariată când purtătoarea de cuvânt a Academiei Române la întrebarea și insistența unei deputate, apoi a unei consiliere, de ce, domnilor, ați scos forma de feminin a lui președinte din DEX? Ea a fost, pe urmă a fost într-o ediție scoasă și din 98 iarăși există. Purtătoarea de cuvânt de la Academie zis, dar știți că unele nu sună bine. Acum eu voi răspunde foarte succint, că nu e cazul și timpul. Noi ne naștem și prin limbaj, ce facem? Se depozitează o memorie fonică. Deci foarte firesc mi se pare mulgătoare. Așa? Și cum le-am zis și prin asta i-am convins pe foarte mulți jurnaliști. Și dacă de mici, mice, auzeam, mulgătoare ministră, senatoare ambasadoare, agricultoare bucătăreasă. Era tot ok? Deci, memoria fonică de unde vine? Din limbaj. Dar limbajul, v-am zis, este putere. Dar limbajul, am mai departe, dacă le stați, caracter ideologic. El foarte bine reflectă, vă duceți, da, vedeți eu cum am pus. N-a fost un artificiu. Cineva a crezut că eu mă joc cu artificii, la modă. Nu eram prin proiecte nici pe departe. Eu insistam pe un subiect care ziceam că e cazul, într-adevăr că nu vă puteți da seama de forța limbajului. Nouă ni se pare. Aduceam exemplu de Coșeriu, marele lingvist al secolului 20. Zic, nu mă credeți pe mine. Ok, aduceam exemplul lui Prăteanu, Mioara Avram, nume mari de rezistență. Dar n-am avut timpul până am trecut, când v-am zis, grație suportului pe care l-am avut, de la cele două organizații de care am amintit și echipii mele, să ne așezăm și ce am descoperit, nu pot să vă spun, dar trebuie să recunosc, nici eu nu m-am așteptat. Am luat la puricat clasificatorul cu toți termenii la rând. De nume, de funcții, ne-am oprit la primele trei grupe majore. Că eu am înțeles atâta timp cât nu vom sta aplecați și cu surse științifice, nu vom putea în continuare să ducem la sfârșit acest dialog cu Academie, deși mulți savanți, savante, spun că se poate. Doar că, haideți prin apelativul domnul și doamnă, fals. Domnul și doamnă, când ne adresăm, când fac referință la ministra Monica Babuc, eu nu trebuie să o numesc doamnă. Și dacă zic ministru Babuc, atunci se produce confuzia cum într-un articol din România, la recepția X, a venit ministru Popescu și ministru Andronescu cu soții. Și lumea a început. Și ăștia. Mai departe nu comentez. Cei care nu aveau cultură și nu știau tainele vieții personale a acestor doi ministri, care erau două ministre și nu ministrese. Aș putea continua, subiectul într-adevăr este unul tentant, ne vizează, sunt capcanele în care picăm noi, duceți-vă, vă rog, mai încolo. Am insistat, fiindcă, așa cum zice, cred că pentru multe de noi, ea este un model Marie Curie. Da, poate și cu frică, nu pot să zic numai că fără frică, dar cu înțelegere. Am mers, am insistat. Atunci când lume care nu mă așteptam sau femei, filologii, lingviste, s-au desolidarizat, am zis, nu, eu totuși voi continua. M-a durut când acum 2 ani, o persoană cu care foarte frumos am colaborat, care nu s-a gândit că voi ajunge în politică și care îmi zicea, lasă-mă tulorieta cu politica și cu femeile tale, uite noi, am ajuns unde suntem, că am putut, că am muncit. Și am zis, stai tu liniștită, că dacă eram și noi măritate de nu știu când, așa, și dacă... I-am adus niște exemple care, volens, nolens, pe multe femei nu le-au scos din cadrul ăla din care ele poate au încercat și încearcă până în prezent. Ei, dar ziceam că m-a durut când la întrebarea unei moderatoare cum vă prezentăm cu formă de feminin masculin, însă a zis că eu nu am complexe.
Acum am să vă zic că eu un geniu, nici pe departe, nu mă asociez cu complexele altora, care din necunoaștere consideră că alții sunt complexați. Și umblă cu subiecte de artificii. Mergeți mai departe și acum, deci eu v-am apomenit de aceste două momente. Sufixele emoționale, amintiți-vă, sunt sufixele pe care din masculin se formează foarte, foarte multe nume și funcții. Da, iată, vedeți, eu am dat câteva. Acum, o problemă multă lume zice, dar stai așa, cum o să spunem noi la femeie general, la femeia primară, la femeia expertă și atașată, fiindcă ele pot fi și substantive și adjective, că este o omonimie lexicală și după care eu îi las să digere, să reflecteze, să se, mă rog, să pună la îndoială și zic, aceeași situație este și în cazul când spui primar general. De unde să știu, el e general sau e primar? De bărbat. Primară generală, iarăși se pare că sunt două adjective. Și puteți să vă duceți mai departe, expertă națională, atașată, culturală și așa mai departe. Iarăși vă zic, e chestia de obișnuință, dar s-a impus limbajul standard. Asta a fost cel mai simplu. Luăm formele de masculin, dar de ce? Fiindcă primii au avut acces la studii, la funcții bărbații. Nu trebuie să ne mai jucăm cu multe explicații. Respectiv, eu fac trimitere la o carte foarte cunoscută, bărbații au făcut limbajul. Cum au constituit după modelul și înțelegerea lor? Acum, din momentul în care ei vin spre profesii considerate tradițional feminine, dumneavoastră credeți că ei acceptă forma de feminin? Cum credeți? 2006, Andrei Esca, în București, a apărut un băiat care prestează foarte bine servicii de rățarea manicurii și pedicurii. Dar clasificatorul dă numai manicuristă. Mă, cum să-și spună ghetul bărbat manicuristă? Bun, a venit în zona de peptănat și spălat pe cap. Câți bărbați o să vă ziți că totuși își spun frizier? Tendința este să pe aceeași fișă de post, pe aceeași fișă de post, să-și dea o valoare profesională mai grea, chiar prin titulatură. Iar stilist? Masterchef? Nu curăți cartofi. El doar magician pe acolo este. A venit spre zona serviciilor de îngrijire a bătrânilor și a copiilor. E una spui dădacă, și cum cineva zice, dar cu ce se termină dădacă? Așa, jocul de cuvinte, cu copilul mic care face așa, caca și altceva când spui personal de îngrijire a copiilor și a bătrânilor. Ei, aș putea să continui, dar cel mai interesant pe fișa de post, ce a făcut limba și ce am făcut noi, bărbați sau femei? Pe fișa de post, pentru cea mai veche profesie din lume, deschideți dicționarul și o să găsiți 30 de sinonime pentru femeie care prestează servicii contraplată sau de bunăvoie și neselită de nimic, peste 30 de sinonime. Ce ne dă textul în cazul acelorași bărbați care au furat fișa de post, dar lucrează sub acoperire? Donjon? Machomen? Stai că mai este gigolo? E, cum să vă spun? E una să spui cocotă și tot restul, așa, și alta, cu cine te vezi, cu gigolo? În fine, dincolo de, eu le fac intenționat aceste paranteze, dar William Snorlisea le fac parte. Asta ne ajută să înțelegem. Uitați-vă ce a făcut limbajul cu noi. Fie bărbați, fie femei. Cum pe unul pune în valoare și cum pe altul devalorizează. Deci efortul este la fel. Sau n-ai de unde să știi. Mă refer, nu, eu nu mă refer la ultima profesie. Mă refer acum, desigur, că la toate profesiile. Și aici v-am zis că noi trecem toată paleta să vedeți cum se schimbă titulatura. Ei, dacă mergem mai departe, ziceam, cei care nu s-au solidarizat, cele care nu s-au solidarizat. Eu la un moment dat, Angelica, nu o să mă las, ea a fost la o discuție. Deci noi am trecut trei grupe majore, 1652 de termeni. Pornind de la președintele țării și am ajuns, deci, studii medii de specialitate, astea primele trei grupe majore. Acum ne-au rămas
școli profesionale, deci calificare de nivel 3, 4 și mai jos. Aici mult se repetă, manager poate să fie de vreo 40, șef de cabinet poate să fie vreo 30. De aceea noi l-am identificat odată. Mi-a fost, deci uitați-vă, din numărul de 1652, cu forme de masculine, clasificatorul ocupațiilor, documentul de bază, așa? Pe care în 2014 noi l-am schimbat, când deja aveam programe de sensibilizare de gen. Doar 3 sunt cu forme de feminin. Doar 3 sunt cu forme de feminin. Când am luat din grupa de meserii, doar 13, acolo le-am numărat eu mai de mult. Deci manichilistă, vrăjitoare, dar atenție, magiceană, vrăjitoare pot să fii, magiceană. Spălătoreasă poți fi, dar șef spălătoriei e rezervat pentru altcineva. Secretară de 4 feluri poți să fii, dar secretar de stat, vedeți funcția, mă rog, exact ca viceministrilor de altă dată și a viceministrilor, iarăși, este doar la masculin. Deduceți deja, deci unde funcția deja presupune pondere de putere mai mare, tendința se duce spre numele generic de masculin, limbajul standard, așa îi spunem noi. Mergem mai departe. Deci termenii, am luat 3 surse pe care își dumneavoastră frecvent le consultați, că toată lumea zicea, este index, nu e index. Cele mai multe sunt, totuși, o să vedeți mai încolo, index. Surprinderea a fost și pentru mine. Și dacă eu, la începutul cercetării, ziceam foarte grijuliu, presupun că 60-70% din toți termenii, nume de funcții, profesii, ocupații, ar putea să aibă corespondent feminin, după ce noi am mers termen cu termen, verificând în 3 surse, dicționarul explicativ a limbii române, ediția 98, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic, ediția 2-2005, și dicționarul de cuvinte recente, 2013, unde eu aveam așteptarea că vor fi cele mai multe. Totuși, index, o să vedeți ce pondere este, și surpriza, 99,9 din toate numele de profesii, ocupații și funcții masculine au corespondent feminin. Șoc. Și pentru noi a fost la fel. Deci era timpul să trecem prin această sită și să lucrăm mai departe și pe celelalte 3 grupe majore și să mergem cu documentul gata la Ministerul de Profil și la cei care trebuie să decidă, să le arătăm și dumneavoastră să aveți curajul de azi înainte și să spuneți formele de feminin, fiindcă sursa lexicografică este sursa academică. Ele de obicei sunt editate sub egida academiilor. Respectiv, care este greșeala de a spune și președintă, și ministră, și primară, și ambasadoare, și diplomată, etc. Deci, vedeți, în surse lexicografice 1557 de termeni i-am identificat cu forme de feminin. Neatestați, aici sunt și foarte multe englezisme din cele care au intrat în mult și noi le mai păstrăm inclusiv cu această formă. Și ultimele slide-uri, domnul care ne ajută, uitați-vă, deci textul până la urmă țineți-l ca carte de căpătăi și consultați-l, fiindcă el este cel care din 1652, uitați-vă, 1506 termen, index i-am găsit. Și închei prin a spune să insistați atunci când sunteți ferme, sunteți ferme. Dar pentru asta, într-adevăr, trebuie să ne documentăm. Vedeți, și eu mă solidarizez de foarte multe ori, ne studiind întotdeauna problema. De ce? Fiindcă din momentul în care Angelica Frolov, pentru mine, ea este un model la niște capitole și știu că are expertiza pe niște domenii. Eu ascult expertul. Eu nu am să mă bag în macroeconomie. Eu n-am să mă bag în politici sociale, eu am să ascult expertul și am să merg după el și am să-l susțin. Fiindcă exact am să gândesc că nici el ca și mine nu va insista cu vehemență pe o problemă, cerându-mi să o susțin sau să-l susțin atâta timp cât nu are dovezile și certitudinea că are dreptate. Nu am să închei cu cuvinte mari, se poate atunci când știi, când ești hotărât,
și când ieși din zona aia de confort și îți faci viața mai neliniștită, dar cel puțin nu rămâi cu suma de întrebări că digeri ca un habotnic sau ca o bigotă tot ce ți se spune și nu pui la îndoială și nu te întrebi de ce femeia care naște copilul nu este în drept să asiste la creștinarea propriului prunc. De ce femeia care este pe ciclu, eu am avut o problemă și cu biserica, nu are voie, fiind pe ciclu, să intre în biserică? De ce la cununie unul târâie pe altul și nu merge așa cum le leagă mână? Noroc în Elveția că am întâlnit pe prea fericitul Daniel, care este astăzi unde este, mi-a explicat și m-a ajutat să mă apropii, dar cu aceeași sumă de întrebări de fiecare verset biblic pe care încă îl citesc. Mulțumesc!